Bine v-am regăsit, prieteni! Povestim despre fermieri. Până acum i-ați văzut la televizor, i-ați văzut peste tot, numai pe fermierii care au ieșit în stradă. Fermierii mai pun și ghilimele din când în când. O grămadă de fermieri cu super, super utilaje, cu tractoare de 100.000 de, euro, de 150.000, de, 80.000. Majoritatea, cred că, sunt pe fonduri europene, dar în același timp, tot demersul ăsta al transportatorilor și al fermierilor, bă, parcă parcă e un pic anti-european, parcă merge pe narativele Rusiei. Și am zis, oare cum ar fi să vorbim cu cineva care nu participă la, la uh, protest. Să vedem care-i treaba. Și nu o să-i spun, așa mai academic, ca să înțeleagă tot românul. Da, Emil Turdean e aici. Bine venit, Emil! Bine v-am găsit! Te înjură? Da, îs aproape că agresat verbal, din cauza că nu ies, că am scris pe grupul <coughs> colegilor acolo că ce fac băieții cu greva lor de doi bani, fără început, fără cuprins și fără sfârșit și nu au ei curajul să sară la gâtul meu, dar sunt foarte revoltați. Da? Hai să trecem la lucruri care să le explicăm oamenilor totuși unde se află un fermier, care sunt și probleme și să ne întoarcem la tractoare. Un tractor, așa să știe lumea că e între 800 și 1000 de euro calul putere. Adică dacă ai un tractor de 400 de cai putere, aia te poate costa, dacă e cu GPS, cu tot echipat, undeva la 380.000-400.000 de euro tractorul. Da? Dar tu. Da, deci să știe lumea unde stă. Bun. Eu, după cum am văzut protestatarii, colegii noștri protestatori, majoritatea sunt mici fermieri, <laughs> De la 20 la 100, 150, 300 de hectare, am mai văzut că sunt și câțiva care au chiar la 400-500 de hectare. Fermierii mai mari n-am ieșit. N-am ieșit pentru că nu era nimic organizat, nimeni n-a știut că va fi protest, dar să ne întoarcem. Mulți dintre ei au probleme pentru că la 30, 50, 60 de hectare și-au luat un tractor de 200.000 de euro, da? ceea ce nu poate să-l ducă. 30-50 de hectare, 100 de hectare, greu duci de leasing la un tractor de 200.000 de euro și să-ți trăiască și familia cât de cât bine. Până la urmă, muncești, trebuie să-ți întreții și să se simtă bunăstarea. Și am scris ieri al altă RP grup pentru că avem o problemă gravă, necolaborarea între fermieri, nu se colaborează, și lipsa școlii agricole și a antreprenoriatului. Da? Și acum dau un exemplu ce se întâmpla în anii 96 în Olanda când eram acolo. Să nu credeți că în Olanda fermierii o duc strălucit. Pot vorbi de Olanda pentru că când am ajuns în 96 lucrau 25-48 de hectare de teren. Da? Aveau un tractor, aveau o semănătoare, dar utilajele mari, o combină de recoltat sfeclă, o combină ultra performantă de recoltat cartofi, luau 5-6 fermieri împreună ca să n-aibă atâtea costuri Dar pe fai. hectar, înțelegi? Seasă adică seo. își utilizau împreună banii pentru echipamentele care sunt foarte scumpe. Ce s întâmpla la 48 de hectare dacă își lua fiecare un echipament de 300.000 de mărci? Nu îl puteau duce. Deci eu cred că multe, mulți fermieri mici au problema asta că s-au aruncat la mai mult decât puteau duce. Și au fost un an când am primit pe cereale niște prețuri, ajuns rapița la 4 lei, grâu la aproape 2 lei, și lumea a crezut că vor pica bani în continuare din cer. Nu, eu am zis atunci, astea nu sunt prețuri normale, cineva să joacă cu focul, astea o să vină balanța când o să trebuiască să-l plătim fermiarii, adică să scadă profitul și uite că a venit vremea. A venit vremea. Anul trecut a fost un an destul de bun. Sunt sigur că mulți nu au făcut tehnologia cum trebuie și nu au obținut producții. La porumb au fertilizat. Că în 2022, în toamnă, azotul urei ajunsese la 5.000 de lei kilogramul. Ori s-au țăpat mulți în costuri pe produse foarte scumpe, că s-au speriat că o să crească, ori au mers pe ideea, nu fertilizăm, că facem noi ceva. Și au făcut producții mici, prețurile au fost mici și clar că lațul s-a strâns de gât. Dar mai cred și sunt ferm convins că după aceste proteste vor fi beneficii politice pentru unele partide. Mai e clar. Deci da, vor... uite, tu îmi povesteai la un moment dat de niște fermieri ajunși în Germania, fermieri, crescători de nu mai știu eu ce, care erau mirați că nu pot să ia Ferrari rapid. Adică hai să dăm și exemplul ăsta, pentru că e foarte, cum să zic, zic, a, sunt fermier, lucrez 400 de hectare și întrag un jeep de 150.000 de euro. Asta sunt realități. Da, sunt realități. Eu nu vorbesc niciodată despre asta. Sunt realități. Am fost chemat eu, fermier X, să îi fac tratamente fitosanitare cu mașina de herbicidat. Și când am ajuns la fața locului, de fapt nu de mai de unul, că de mai mulți, când am ajuns la fața locului, avea o cisternucă de 4.000 de litri cu ce vrea să-mi aducă apa. Și zic, nene, uite care e treaba. Tancul la meu, la mașina ierbicii, îmi 4500 litri de soluție, tu ce faci cu asta? Păi, adă tu, tankul tău. Bine, dar eu nu viu gratis. Bine. Deci, trebuie să-și prioritizeze foarte bine. Deci, e piramida aia cu necesităților, da? Da, mea Da, îți pui jos și ai nevoie. Nu începi cu vârful. Foarte mulți fermieri au dat de doi bani. Pot să dau și exemplu ăsta, chiar pe zona ta, Valea Plângerii, zic eu, de la Zau către Șaulia pe acolo. Adică te plimbi cu mașină de 120.000 de euro și n-ai o mașină mai slabă cu ce să-ți duci motorina la echipamente în câmp sau la o combină. Fiecare își cunoaște prioritățile, poate că ai plăcerea vieții lui să aibă o mașină tare, treaba lor. Eu prima dată mi-am cumpărat utilaje, m-am plimbat cu rablă de dacie, da? Și nu știu cum să spun, nici în ziua de azi nu mă interesează să bag bani într-o mașină de 120.000 de euro, mai bine cumpăr niște teren de bani aia, mai bine dezvolt ceva în fermă încă, pentru că la ora actuală cel mai ieftin mod de a te deplasa undeva este avionul, da? Te duci, îți închirezi o mașină, nu trebuie să te duci tu cu mașina ta să, până în Berlin. De ce să mergi cu mașina? Oboseală, da, auzi, și nu-ți se pare că eu, din tot ce îmi spui tu, e un melaj între lipsa totală a educației antreprenoriale, dar și lipsa educației în domeniu. Adică, bă, vrei să fii fermier, Nu te fă o școală. Mă, nici școala nu există. Sistemul de învățământ nu oferă dar o școală reală. Stai să-ți spun. Dar tu, tu cum ai fost? Eu am plecat în Olanda, am avut noroc. Ok. Și alții pot să plece în Olanda? Bă, nu știu dacă există proiecte. Dar nu Olanda trebuie să ne educe oamenii. Școala românească. Trebuie făcut școli profesionale. Ți-am spus, în iarnă am fost în Grecia. Am fost la niște cursuri de management în domeniul cooperativelor prin CSV, Uniunea Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal și am avut profesor pe un domn din Statele Unite, un grec care preda economia agrară în Statele Unite. Și mi-a explicat ce se întâmplă. Și în Grecia sunt copii care nu vor facultate, dar fac trei ani de școală profesională și când iese ăla, e bun bucătar, e bun cofetar, e bun mecanizator agricol. Iar dacă vrea să fie antreprenor, mai face un an de zile de, uh, economic, parte economică, să știe cum să lucreze cu factură, cum să facă, uh, înțelegi? La, la noi școala asta, asta care ar forma profesioniști, lipsește. Direct la facultate. să din băncile facultății, e tabula rasa. Nu, no, tu ai avut surpriza asta când s-au venit oameni, copii și Mă rog, Când studenț... o copil, era ultimul an și nu știa nu știa să definească să de sfeclă de zahăr de îngrășământ. Cam în două erau albastre la Bob. Student. Deci, student. Nu să pune practică. Hai că să pune practică și în timpul facultății. Sunt ferme. Să-i ducă în ferme. să se... Nu știu. Deci e greșit. Bun, dar nu e... Acum mergem iarăși la greșit. Să te duci să blochezi vama de la, de la uh, care? De la urziceni să votez vama, să blochez vama siret, să blochez vămile, adică, cum să zic, asta deja e un fel de nesupunere uh, civică. Eu, eu, le atrag atenția colegilor că s-ar putea să fie cu note de plată. Pentru că, pentru că am vorbit în Germania. Neamțe, când s-au apucat de greva asta, au avut un corp de avocați pe comercial în spatele lor, nu s-au dus de capul lor să-i taie capul și mi-a spus unul dintre neamți, că ei pentru proteste din tastea ieșite și blocate ori plătit Asociația Fermierilor sume grave unor persoane care au fost private de actul medical. N-a putut trece salvarea că ei o nu blocat. Deci s-ar putea și aici, blocând vămile, să se sesizeze von, von, antreprenor care vinea cu mașinile și să-i dea în judecată și să-i poarte de să le uzeze călcâiul. Deci lucrurile astea s-au condus și întors. și sunt ferm convins că au fost provocați. Ți-am zis, am fost sunat și eu. Da, de tot felul de aurești. Da? Am fost sunat și mi s-a propus. Aia, aia, aia. Din respect, azi nu-i zic numele încă. Din respect. Dar tu știi de ce ne-am vorbit. Da, știu. De deci, un tip care se învăță da. pe pe Și când îi aud pe colegii ăștia ai mei... E, ce discursuri grohăitoare și sfărăitoare cu antieuropenismul, eu cred că băieți, voi nați în utilajele alea dacă n-ar fi fost Uniunea Europeană. Că statul român, dacă ar fi după statul român cu subvențiile, am fi buritori de foame toți fermierii, da? Sau am rămâne numai câțiva în viu care suntem, stați calm, uitați-vă, dați filmul înapoi până în 2007, Câte poduri s-au construit în România până în 2007, până n-am intrat în Uniunea Europeană. Și câte tractoare erau pe drum. Da, exact. Deci faceți-vă treaba, 65% din probleme sunt în curtea noastră, în Lontru, da? 35% e actul guvernamental incapabil, deci incapacitate totală la actul guvernamental la Ministerul Agriculturii. N-am primit fermierii 57 de euro pe hectar, da? Pentru înverzire. Nimeni nu știe din ce cauză nu s-a dat. Da? Nimeni, dar nimeni nu știe din ce nu s-a dat. Eu spun că am surse informații că domnul Daie, acela cu Cormoranul, în 2023, când a mers și a cerut derogare pentru o perioadă de tranziție, Uniunea Europeană zice, ok, dar cum să nu, suntem de acord. Dar vezi că nu o să primești banii aia 5-7 de euro la hectar la fermieri. El în nebunia lui, nu au înțeles ce au văzut. Au vorbit pe engleză. El, nix, am engleză, eventar rusă. O vin acasă și acum au venit, trebuia să se dea ea 5-7. Și nu sunt. Nu sunt. Nu sunt fonduri alocate. N-am -auzi. auzit pe protestatarii ăștia frumoși să strâge cadastru general. În 2018 trebuia să-l avem gata. Uniunea Europeană nu-i mai tolerat. Și pe că bani gratis. Da, deci... deci. Dar ne tolerează că la ei nu se consideră să-ți dea. E subvenție dacă nu ai cfe ul cadastru pe terenurile Corect. care lucrezi. Nimeni nu a auzit să zică că protestatarii e bonitarea solurilor, ca să putem face schimb între noi fermierii, legea schimbului, eventual o rentă viageră, că ea îmbătrâniți deja și fără tracțiune, să predea ferma tinerilor, să o vândă, să poată... Nimeni nu a auzit. Lor le trăi gratuități, cât de mari. Și după bunul obicei a PSD-ului, vor oferi multe pe acte, pe hârtie. Da, ca de obicei. Procese? Și vor vedea aici, vor primi. Da, ori. Sfatul meu e să-și concentreze în ferme fiecare cum poate optimiza producția, Toți strigăm împotriva Ucrainei. Tu ai fost în Ucraina. Ucrainienii, am coleg, 12 tone de grâu a făcut anul trecut producție. N-au grâu modificat genetic, stați calm să vă iasă din cap gărgăunii ăștia. Față de noi cât? Față de noi fermieri buni, la noi 8 jumate, 9, ești strălucit. Și ei 12. 12, da? La soia nu există să facă sub 3 tone jumate, 4 jumate. Da? Față de noi cât? Au pf, 1300, 1000... Nu avem irigații. Bun. Și ăștia sunt în război și totuși fac agricultură performantă. Fac, fac. Și au management și au școală agricolă. Să vezi tu, oamenii instruiți, ingineri și tehnicieni în agricultură la ei. Deci eu cred că ei nu și-au distrus și nu da notele pe, pe ochi frumos frumoși în facultăți. Eu o să te duc, uite, îți promit că ne urcăm în mașină și mergem până la ei. Ne va aștepta prietenul meu, Serhei, și mergem să vezi și să filmăm. O să vezi diferența între cer și pământ. Da, ei ce au? Au digitalizat tot au? Au registrul electronic a terenurilor, tot, tot, Totul pe registru electronic. Aia e gargară că e cumpărat de... Nu cumpără nimeni. Cetățean ucrainean care ești fermier, ai dreptul să cumpere 100 de hectare. Restul se poate lua în concesiune. Concesiunea e pe 3 ani, dacă ți-ai respectat obligațiile să prelungeaște pe 10 ani. Produc, da, produc. Sămânță de porumb pentru Pioneer, produc sămânță de floare pentru Singenta, produc. Sau au concesiune și chinezii au ceva teren concesionat. Da. Bun, și atunci de unde e ura asta dintr-o dată, știi, românii care e o Vai ce emulație, câte emoții, uh, să-i pe toți și uh, dintr-o dată o ură incredibilă. Eu nu am informații, nu știu sigur, dar eu cred că <coughs> colegii din Germania au zis că la e au deschis deja dosare pentru că se bănuiește că anumiți lideri a fermierilor au luat bani de la unchiul urs. De la Kremlin. Da. Da, nici nu m-aș vrea să fie. Uite-te la, așa zisul, marele lider de, de proteste, acel individ cu cujma albă din da, da, da. Nu a mai dat un faliment în 2013. Deci, Uite-te uite la individul ăla. Fermieri, fermierii care sunt cu scaun la cap. Chiar am vorbit ieri cu un fermier care și fermi, a fost fermier acum e primar și zic, bă, bă, și am fost la București, dar chiar tare ne arde, adevărul că să pot, sunt lucruri care nu sunt regulă în agricultură, S nu sunt. Dar stai jos la masă, le pui, le scrii pe o hârtie, le transmiți, te duci la ei, nu înțeleg, încerci să le explici și dacă până la ultima variantă nu, atunci faci un blocaj. Am văzut că avea o tentă politică acolo în punctelor cu 300 de parlamentari. Păi dacă trebuie de ce nu ați băgat și aia cu pensiile speciale, fără pensii speciale. De la punctul 34 până la 76 e program politic, de partid. Deci, mare lucru, eu aș da pariu cu tine că individul cu cușma albă de nu va candida la europarlamentar. Păi, apropo de individul cu cușma albă, omul ăsta zice, domnule, eu lucrez o mie, nu știu cât de hectare, dar n-am nimic pe numele meu. Cum se poate chestia asta? Păi că are dosare penale și să nu bănuiesc. Și încă ceva, ți-am zis, autoritatea statului este slabă. Deci statul român nu știe să fie unul corect cu cetățenii și cu cu cetățenii, pentru că contribuabilul, și tu și eu, până la urmă suntem furați de anumiți șmecheri, da? Corect. Eu, dacă eram statul român, nu scoteam afară aia plafonul de casă cu 5.000 de lei. Nu scoteam afară. Domnule, plătești cu car, toată lumea are car, toată și la țară, peste tot, aproape au car. E, da, atunci toar și noștri politicieni cum își băgau banii înapoi în circuit? Că da. banii îi faci, dar cum îi bagi în circuit? Da? Cum îi albește cum îi albești. Să ne întoarcem la irigații. Până am construit atâtea mari de biserici și de mănăstiri anapoda, cu banii aia puteam face țara să fie irigată fiecare centimetru patrat de, de țară, da? Bravostrum. Am zis că am fost în Statele Unite, am fost în California. Aveți tu sistem de irigație în California, în deșert. Am, și acolo e se secet în fiecare an aproape. Da, să vezi ce culturi fac. Da? Pentru că nu au construit biserici, politicienii acolo au dat banii pentru statul, guvernul, o dat pentru canalul principal și în rest fiecare fermier și o băgat pe credite, pe ce o putut și o tras apa să supraviețuiască. Deci nu ajutor de la stat. Nu. No. Eu, eu zic că de aia funcționează americanii non-stop, indiferent în ce situație sunt, întotdeauna să ridică în picioare, pentru că nu se bazează pe stat, că statul și la ei până mișcă, ei se organizează, fac statul, nu te blochează, și în momentul în care rămâi în vârf de munte singur și știi că nu vine cineva să te salveze, te motivezi, cau soluția să cobor fără să mori. Da, logic. Na, la noi tot timpul, bă, am ales să fim capitaliști, da? hai să mergem cu capitalism, colegii, falimentul. Că este cuvântul faliment. Insolvența, ai o șmecherie. Na, ai o șmecherie. De... Ai vândut. Ferma, te angajezi, faci. Bucură să fii sănătos. Cât ai două brațe, nu există să mori de foame. Nu mai mă totul la exemplu astea. Eu mă uit la Israel, de exemplu. Care... Tu ai fost în Israel. Da? Hai, să nu mai vorbim de, de Israel. Păi uh, inventat și pic -aia de picurare. Am văzut că mi-a scris cineva din Israel și mi-a zis... Uh, am fost, am vizitat niște ferme de cartofi acolo, o producție de cartofi, producție de carne, de vin. Uh, am fost unde, la o stație de cercetări, unde deja folosesc apa sărată la anumite culturi, cu grad de conductibilitate până la 10, deci chiar sărat, sărat. Și să spat oamenii, cei mai mari producători de lapte din plan mondial pe cap de vacă, izraelianii. 14.800 de litri pe vacă. N-au gram de furaj, tot furajul e cumpărat fânul din Pakistan. Porumb ori cumpără din România și de unde cumpără. Au acoperișul și vacile. Și chibuțul trimite dimineață furajele, le o țipă pe păiascle și fermierul bagă la mulți. Asta înseamnă organizarea. Noi avem lipsă dură de organizare între fermieri. Fermele mici cu 30, 40, 50 de hectare, dacă s-ar uni în cooperative de grad 1, să-și puie terenurile într-un asolament corect împreună, să lucre, nu le-ar mai trebui muncitor, ar putea lucra ei până în rotație. Fiecare la fiecare. Mult mai bine le Nu și-ar lua atâtea utila dacă BMW-ul împortă și tractorul trebuie să fie în portă. Da. Mai 100 de 100.000 de euro și tractor de 400. Da, deci sunt lucruri care nu sunt la locul lor. Suntem, că nu suntem rupți în curda cu trompetă de aur în gură. Vrem. Da, da. Deci nu se poate. Trebuie să ne așezăm. O să vedem, o să scoată, dar eu sunt ferm convins că există un partid care va fi vleva da, la fermieri uh -huh. și o să-și culeagă voturile. Da, pe de-o Noi o să mergem Emisiunea asta o puteți urmări și pe Prima News, pentru că mergem și acolo să vorbim, toate televiziunile sunt pline, pline de revoltați dintre ăștia, ca să le povestim, să înțeleagă lumea despre ce vorba. Că până la urmă nu trebuie să le dăm în foarte mare nas. Eu mă gândeam, bă, vrei să mergi, nu știu, trebuie să-l duc, dacă trebuie să duc pe Ian, de exemplu, cu mașina. Și mergeam prin urziceni. Eu trebuie să stau după nu știu cât, să, nu vină poliția să lea ia carnetele, să-i ejecteze de acolo, să blochez vama. Tu-ți dai asta? Să blochez vama. Am avea multe de povestit așa în 45-30 de minute, 4 nu s putem povesti, dar eu ți-am mai tăpropus. propus, trebuie făcut o masă rotundă, o emisiune faină, vine primăvara, stăm jos, chemăm și o să vezi tu câtă incompetență în, între angajații Ministerului Agriculturii. Și indolență. Hai, mai. Și indolență. Nu mă bag la transportator, nu cunosc problemele lor, cred că și la e... O grămadă de probleme sunt, dar la noi problemele, o parte, și, și, și la transportatori, o parte, îs, în, la ei în curte și și la noi, o parte, la noi în curte. Ne rezolvăm la noi în curte, suntem curați, putem mere să... Corect, corect. Mulțumim tare, tare mult. Ăsta să fie titlul, Suntem rupți în cur cu trompetă de aur în gură. V-am pupat. E realitatea românească, noul îmi.